Pueblo. Stai că cum apun. Pentru băieți de băieți, pentru fumători. Bă, ăsta e scurt. Adică ăsta e scurt. Ăsta e pachet mic, mic. Stai că trebuie acum să fac așa o comparație. Că să mor dacă nu lumea fumează numai Kent Mod 6, văd. Deci mă duc pe la magazin și nu mă spune, n-avem. N-avem. Și văd că e plin pe acolo de țigări, numai Mod 6 n-are. E 23 de lei pachetul și e ieftin și e ok. Asta e Mod 6. Ăsta e Pueblo. E un pic mai lung. Ăsta e mai pătrățos. Ia uite-l. Deci m-a venit. Da. Ăsta e mai pătrat așa. Da, îmi place așa cum se simte în mână, mai bărbătesc așa. Ia. A, uite-l. Galben. Este ca și tutunul, da? De cât e să scrie 20 de țigări are și asta. Îi 21 de lei. Că na, prețul te interesează, pe oricine interesează prețul. Deci nu-s la de contrabandă, cum am făcut și la Carpații. Carpații nu-s de contrabandă sau ce mai e, dar adică au filtru de asta normal, da? Îs țigări normale, că le-am luat de pe internet, da? Nu le-am luat de... Nu știu, n-am văzut pe aici, pe la magazine de astea, pe la benzinării, pe la magazine care se vând de toate și țigări, n-am văzut pe Eblo. Și eu, cum sunt pasionat de țigări. Aici cu albastru. Eu, cum sunt pasionat de țigări, am luat. Adică pentru mine, așa, să văd eu cam cum îi. Bă, dar tare greu să găsesc o alternativă pentru... Băi, cât de greu să găsesc o alternativă pentru Mod 6. Băi, m-am obișnuit cu alea, mă, frate, mă. Restul mă doare căpățâna să mor dacă nu. Mă rupe căpățâna. Și aici, în gât, aici. Și la Carpați am văzut că aici, în piept, m-a luat. Hai seama, fumez de peste 18 ani, dacă nu mă înșel. Așa, cam de vreo 18 ani. Dai seama că le știu. Știu care-i treaba. Ia. Sunt curios ce culoare au filtru, cred că e galben, gălbăjât. Băi, și mie nu prea-mi place cu filtru gălbăjât, că... M-am obișnuit cu asta, cu filtru alb. Haide. Haide. Ia uite-l. Arată bine al naibii. Da. Filtrul galbăjât! Îl vezi, da? Și n-are nici gaură din asta în filtru. M-am obișnuit pe tare cu gaura aia, nu știu. M-am obișnuit cu gaura, vreau să spun o prostie, dar nu mai spun, las-o. Las-o așa. Excelent țigara, sper să prindă pe focus. E absolut clasic, o țigară, dar băi, contează. Dar asta se simte un pic mai scump ca la Carpați. Se simte un pic mai bine decât, pe bune vorbesc, dacă e cu adevărat orice produs, când îl simți în mână, se simte calitatea produsului. E mai ok decât la Carpați. Parcă s-au pus mai multă atenție, da? E mai scurtă. Ah, Carpați aici sub cameră. Stai. Ah, camera asta nas nu stă bine aici. Stă ca sula. Hai. Oh, ia uite-l. Mai ai vreo 4 fumuri. Sau un fum de la pentru băieți adevărați care trag forță. Uite-l. Deci ăsta de sus e Pueblo. Ăsta de jos e Carpați. Cât e? Mai are leac așa. Pentru băieții finuți așa, trag vă 3-4 fumuri. Dar pentru băieții forță, a tras fumuletele și gata, s-a dus. Așa. Hai că am aici foc. Sper să nu fie tare. Și sper să nu fie din ăla care să trag fum. Cum ai venit aer, prea mult aer. Și să nu fie atât de plin fumul. Oh! Hai că e bun. Hai că e bun, e bun. Wow. Hai că e bun, frate. Nu știu cât de tare, știi că după aia o să simt. Dar prima senzație care o am este fumul ăla cât e de plin. Cât de mult mă satisface. Și asta chiar e pe bune, vorbesc.
Exact ca la tutun. Tutunul e foarte bun la Pueblo. Când îl desfaci din pungă, e uscat. Adică e semi-uscat, adică nu e uscat din ăla să-ți rupă plămânii. E exact cum trebuie să-l iei din punga aia, să-ți faci țigări, să fumezi atunci, fără nicio problemă. Fără să te chinui că ieri să mor, dacă te mint, am primit... Nu, acum câteva zile. Niște țigări, niște tutun la altora, bă frate, parcă l-au dat cu apă. Mamă, cât de uscat era, deci am crezut că când am tras două fum... Nu iese fumul. Ia. Bă, în sfârșit, ia. Băi, pe bune vorbesc, aș putea să mă obișnuiesc, 21 de lei pachetul, da? 21 de lei, mai ieftin decât Cat Mod, problema e că n-am găsit pe aici. De asta chiar m-aș putea obișnui cu asta. Ce nu-mi place, singura chestie e filtrul gălbăjit, filtrul galben și n-are gaură aici. Recunosc că îmi place cu filtrul alb, că m-am și obișnuit, nu că neapărat. E o chestie mentală, dar asta chiar e pe bune. Deci tot ce am încercat până acum nou, altceva în afară de Cat Mod, asta cu adevărat e singura, cu adevărat, ok. Păi bune. În sfârșit. Aduc aminte, am fumat eu camel din ăla, galben din ăla, camelul ăla lor, clasic. A fost ok, dar tras de pachetul ăla, după aia nu mai era ok, frate. Era cât de cât ok, dar... Nu mergea. Încă un fum. Și acum, verdictul. Verdictul pentru mine ca și fumător de la 1 la 10. O notă. 9, să mor eu, 9 și ceva. 10. Pentru mine, pentru și pentru mine. Băi, nu există, mă, țigara perfectă, mă. Nu există fiecare cu țigare care îi plac. Ieri am folosit cineva, fuma Winston roșu. Bă, băiatule, o dată am fumat și o țigară din aia. Bă, băiatule, mă iau durerile de gât, de cap, de ceafă, toate mă iau. Eu numai de-alea fumează. Altceva îi dai, îl omori. Așa că există doar țigara care îți place. Atât, dar asta e... Chiar e bună, bă, frate. Și mai am un... O să fac eu după aia. Mai am un Pueblo, dar asta e la clasic. Asta e la galben clasic. Mai am eu un albastru. O să văd la ăla. Cum e? Dar asta e... Țapăn, să mori dacă nu fumul plin... Și mă satisface. Să moră dacă nu. Chiar e bun. În sfârșit o țigară care cu adevărat pot înlocui cu Kent Mod și mai ieftină. Asta e. Da? Că poate poți înlocui, dar cu Sobranie negru la 40 de lei cât e ăla, sau eu știu, ca idee, zic așa, ca idee. Dar să fie mai ieftin. Numai că na. Online? Cine cumpără online țigări? Am luat eu așa. Da, ce pot zic? Chiar îmi plac. Încă o dată. Da, frate, da. Acum, asta e la prima așa, vedem, dar eu cred că într-o zi poate nu e ok, poate mă ia cu dureri de gât, poate mă ia cu dureri de cap, dar e ok. Da, hai, ne auzim, pa!